Vom face un baby zoo. Vom avea în Constanța o grădină zoologică pentru copilași, un loc în care aceștia să interacționeze cu animale, bineînțeles domestice, un loc care să însemne educație, inclusiv de igienă, inclusiv de relație cu animale, inclusiv poate vom reuși să facem diverse forme de terapie, nu neapărat terapii convenționale, terapii cu animale, terapii de grup, stimă de sine și așa mai departe, lucruri care vor conta. Fără mai vorbi de ore de biologie, care le pot face aici diverse școli. Deci vom avea un baby zoo în toamna asta, pe vechiul pavilion de echitație și noul pavilion, preluat de la Primăria Constanța de către Consiliul Județean ca și teren, investit de către Consiliul Județean ca și construcție, iată că își arată roadele și ușor, ușor începem să contăm, să însemnăm. Federația Ecvestro-Română este prezentă pentru prima dată la această manifestare, înseamnă că începem să contăm și începem să fim serioși în ochii multora. Ce va conține acel baby zoo? Va fi un loc în care vom avea animale nepericuloase, niște ateliere de lucru în țarcuri, niște ateliere de lucru cu copilași, în special de vârstă mică, preșcolar și școlar de vârstă mică, iar mai mult decât acesta, va exista un element educativ vis-a-vis de igienă și vis-a-vis de relația cu animalele. Pe mine mă interesează foarte mult că atunci când înveți la școală de, știu eu, vacă, să spui că nu este mov și care are diverse culori și nu mov, să înveți de găină, să înveți de alte animale domestice, e bine, copiii ajung să nu mai aibă relații cu lumea rurală și, în consecință, asta va fi un mijloc de a învăța, de a relaționa. Pe de o parte și pe de altă parte, igiena foarte importantă, să te speli pe mâini și înainte să lucrezi cu un animal, nu numai după, dar și după este foarte important. Elemente de educație care vor conta și voi propune în viitoarea ședință de Consiliul Județean și am convingerea că va fi aprobată să facem o investiție în sensul ăsta, un baby zoo care să însemne o atracție nouă. Numai animale domestice, bineînțeles, fiindcă nevoia de bunăstare a animalelor sălbatice și respectul și legislația care ține de animale sălbatice nu-ți permite ca să te joci cu ele. Firește că sunt animale care sunt la limita domestic sălbatic, dau un exemplu, papagalul, ce e domestic sau sălbatic până la urmă, sau diverse specii de papagali. Totuși, ideea este de interacțiune, asta mă interesează foarte mult și educație.